că vă Ianca, simți bine. Vreau să întreb și eu ceva. Ești supărată? Nu. Te-ai supărat pe mine? Mm-mm. Iartă-mă dacă te-am supărat. Vreau să întreb și eu ceva. Mi se pare că niciodată nu ții cont de faptul că am o stare. Că e justificată, că nu am o stare. Vii tu și mai dai o chestie peste și nu înțeleg. Sincer. Te-a deranjat faptul că da, am spus de da, ieri? Da. De faza de ieri? Da. Păi bun, dar și eu am avut o stare. Cu cine să vorbesc? Păi cine a avut prima o stare? Eu sau tu? Eu. Păi dacă... Păi nu, tu ai avut o stare că ai avut conflictul acolo, eu am preluat starea ta, m-am enervat, astăzi am intrat și ți-am spus cu cine să le vorbesc dacă nu cu tine. Ok, poate modul în care o fac nu este un mod bun și îmi pare rău pentru treaba asta, uite, îmi cer scuze în fața ta dacă ți se pare că am pus presiune în vreun fel pe tine sau ceva, dar dacă nu le vorbesc cu tine, nu am cu cine să le vorbesc. Corect. Am fost deranjat. Ok, și tu ești deranjat acum de cum am fost eu și eu spun că îmi pare rău. Nu, n-ai înțeles. Nu zic că ai făcut ceva greșit. Zic doar că mi s-a întâmplat și data trecută. Deci eu am o stare. Din cauza că eu am ok, nu-i corect să-mi o vărs pe tine. Am o stare și eu clar nu judec. Pentru că am o stare. Și tu vii peste starea aia și mai impui ceva. Eu clar n-am cum să înțeleg. Dacă eu sunt prinsă starea okay, mea, prima asta, mea stare. Tocmai de asta avem nevoie de momentele timp. Astea, nu de timp. Ba, de timp. De timp să ce? Să-ți poți împărtăși deranjurile cu mine. Deranjurile, dacă eu acum încep să mă păruiesc cu Alexandra, vii și tu să-mi spui că te-a deranjat nu știu ce. Spune-mi când m-am relaxat, pentru că păi eu nu vreau puțin. Să înțeleg. Nu, stai puțin. Pentru că tu, în timp ce te păruiai, eu n-am zis absolut nimic. Eu am fost okay. În afară, n-am avut am greșit, tu nu înțelegi esența. Înțeleg dacă esența. Dacă tu pui un deranj într-un moment ca ăla, eu nu o să-l înțeleg și o să-l repet la infinit. Okay. Dacă mă las să mă calmez, că e evident că nu sunt calmată, nu? Adică eu încă am frustrările acumulate de la cearta respectivă, da? Așa. Dacă mă las să mă calmez și îmi spui la distanță de, pot să înțeleg greșeala mea. Eu acum înțeleg asta, dar nu o simt. Adică nu o să mă schimb. Nu mă ajută discuția asta, mă înțelegi? Tu mi se pare că nu dacă pe tine te deranjează în orice moment, tu atunci trebuie să mi le zici sau atunci trebuie să te superi. Nu încerc să mă înțelegi. Bun, reacția de ieri, în absența ta, a fost impulsivă, m-am enervat. Doar că astăzi am simțit că după ce au discutat tot, nici măcar n-am inițiat discuția din primul pe conexiune, am zis, bă, trebuie să ți-o zic, pentru că am fost deranjat și eram deranjat. Ok. Și mi-am cerut și scuze mai devreme pentru treaba asta. Dacă te impresionează, îți mulțumesc. Dacă nu, mergem mai departe. Patrie, dacă tu ai nervi că te ceri cu Robi și în momentul ăla de nervi faci o greșeală vis-a-vis de mine, o faci. Mă deranjezi cu ceva, real. Da, să fii și eu vin, implicată. Stai, lasă-mă ca să pot să înțelegi. Okay. În timp ce tu ai nervi pe Robi, eu vin și spun deranjul meu. Sau, cum poți tu să înțelegi ce, vreau, ce m-a deranjat pe mine? Ok, nu doar ai dreptate. Mă încarci, nu doar te încarc mai mult. Dar eu n-am zis că nu ai dreptate. Uite, eu poate învăț ceva din treaba asta, dar dacă în cearta mea cu Robi ești implicată și tu și automat eu îți dau ție o stare sau mă comport în sictir cu tine, nu-ți dau o stare? Că ești implicat. Eu cu Robi m-am certat oarecum pentru că ai făcut tu nu știu ce. Și atunci, practic, suntem toți trei în ecuație. Poate tu mai puțin. Eu mai puțin în situația asta. Ce? Nimic. Deci, mie mi-ar fi plăcut, chiar dacă eu sunt greșită față de tine, să mă lași un pic, să mă calmez sau să-mi treacă starea pe care o am. Și apoi să spui deranjul tău. Adică să fii lângă mine. Pe lângă faptul că aveam o stare neplăcută, să încerci să-mi o schimbi într-o stare plăcută, tu tot ce ai făcut în momentul ăsta, ai accentuat starea mea neplăcută. Iar eu, ok, îți dau dreptate, am greșit, dar nu o să schimb, pentru că nu simt. Dar nu trebuie să schimb, draga mea, tu schimbi doar dacă simți. Tu nu trebuie să schimbi pentru mine. Primul meu instinct a fost să te scot din stare. Care? Să-ți fac când? Păi dacă tu îmi faci pup, înseamnă că am chef să-ți fac pup înapoi. Dacă n-ai chef, atunci înțeleg. Păi n-am chef că am o stare. Bun, foarte bine. Și tu nu trebuie să te schimbi. Tu fii exact, Bianca, tu fii exact așa cum ești tu. Eu voi fi exact așa cum sunt eu și vom lua decizia dacă noi doi suntem ok în combinația asta. Dar nu mai bine avem un comportament constructiv pentru ce avem noi acum? Păi bun. Adică să mă înțelegi când am o stare, să spui deranjurile când le pot înțelege și le pot pune în aplicare. Bun, dar tu spui și cu o siguranță, dar eu nu mă schimb că ai procedat așa. Păi, okay. Mai Patrick, nu-i vorba că nu mă schimb, că eu sunt conștientă de greșeala mea și îmi pare rău că am făcut-o, ai dreptate.
Și nu e o situație gravă, dar asta m-a întâmplat odată tot când aveam, când eram efectiv într-o stare, că zic, am mie oară, și tu ai venit să-mi accentuezi, să-mi o accentuezi, nu să mă salvezi care? De acolo, pup, ca frate, să pot să înțeleg. Am venit să te pup, să-ți dau o stare bună, crezând da, că eu pot fi să... Mă pup. Ai venit să-mi reproșez că l-am întrebat pe Robi, nu știu ce. Când, Ianca? Data trecută. Când? Data trecută. Când ne-am certat, data trecută? Da. Exact. Vorbeam de Rebecca, nici măcar nu vorbeam de faptul că nu știu ce vezi, Doamne, mi s-a părut că ai făcut contra și... cu Robi și cu Moldo. Acum ne băgăm în altă situație. Deci... Yeah. Cu mine, mă, ce? Sunt calm. N-are treabă cu voi, nu e vorba de voi, e vorba tot așa nu că i s-a părut că nu l-am băgat în seamă. Aia de pe material din gal, dar nu contează, ai dreptate și o să fiu atent. Hmm? Am impresia cel mai bine, eu cred că... cel mai bine ar fi să vă vedeți, să vă discutați lucrurile astea, pentru că, nu știu, poate de la distanță se percep lucrurile altfel și, evident, sunteți amândoi tensionați. Nu este ok și, în continuare, Patrick zice ceva și veniți cu explicații în contră, oarecum, la ce zice unul altuia și ar fi bine să vă liniștiți puțin și să discutați față în față. Așa e. Ok, bun. Teodora, da. Am și o întrebare... Spune. Ce s-a întâmplat cu tirul? Stai un pic. Cum te-ai simțit ieri, având în vedere că ai venit aici la băieți și, nu știu, aveai cumva o stare mai ciudată? Te-ai dus la un moment dat să vorbești cu Robi și el ți-a dat de înțeles că nu vrea să vorbiți, nu vrea să stați împreună și după ai venit, ai stat cu mine, cu Criș, cu Gagea, dar cumva ți-am schimbat starea. Cum te-ai simțit după ce ți-a zis Robi treaba aia? Te așteptai ca el să vrea să vorbiți, să, nu știu, să puneți la punct ceva, să mai sperai la ceva, nu, sau nu știu? Nu m-am dus cu un gând anume, m-am dus pentru că nu mi-a plăcut să-l văd singur acolo, am crezut că e rău, a pățit ceva, dar era doar obosit și nu avea chef. Am înțeles faptul că el nu vrea să discutăm deloc, deloc și după am venit la voi și m-am simțit mai ok, mai bine. Na. Deci te-ai dus strict că tu ai crezut că nu se simte bine? M-am dus la el, da, că era singur acolo și nu-mi place să-l văd așa. Da, na. Sperai să aveți o conversație despre voi doi, despre... Doream să văd cum se simte și cum e. Asta doream. Și cum se simțea? Obosit, Moldo, ce ai? Dacă nu avea chef, nu a avut chef să... Da, nu avea chef de discuții. Oricum avea o stare mai... ciudată, Robi. Și acum îl văd cu acea stare. Păi da. Vorbim numai de stări aici. Tu ce stare ai, Robi? Zic că ai o stare. Eu sunt foarte bine. E liniștit astăzi, nu știu, ieri la fel. Ai starea asta din cauza Teodorei sau ai tu așa? Nu, sunt liniștit. Nu vreau să mă bag în subiect. Mamă, ce energie bună avem. N-am loc. Virginia? Păi de cine n-ai loc? Bună dimineața! Nu, pare rău să mă bag eu în discuțiile voastre. Încă nu m-am trezit. Ce-i mă cu tine? Da. Virginia, ce faci? Bine, Moldo! Nu treabă nimeni ce faci. Mi se pare așa, Gagea nu prea te mai bagă în seamă de când îi dă curs Teodora. Vezi? Păi a venit Teodora, el aici. Ia stai puțin, acum a realizat eu. Dumnezeu. Vezi că până ieri, Gagea, Virginia, feblețea mea, da, dragostea mea. De când a venit Teodora, el aici, ia uite-l ce tăcut e. Și vezi când am zis Teodora, imediat a sărit. Nu e adevărat, că și ieri când stăteam de vorbă pe canapea, vorbea ceva cu mine și după aia, Virginia, să știi că nu e ceea ce pare, Virginia. Când e supărată, nu simte nevoia asta de afecțiune. Astăzi nu am chef de discuții. Și accepta asta, n-am treabă. Astăzi nu am chef. Cum am venit așa mai mult? Dacă mi-ai zis la un moment dat că... Te-am o stare bună. Păi eu asta am vrut să-ți dau o stare bună. De aia te-am zis. Ok, da, are dreptate, cred. Deci... Oricum, Gage a zis că nu face diferențe între noi două în camera roșie. Așa că nu mai fi cârcotaș. El acum e cârcotaș, Moldo. De ce încerci să faci asta? Da. Nu înțeleg. Da, eu nu mă supăr. Îi ofer libertate lui Gage. Mamă, ce adevărată femeie ești pentru mine. Ești făcută pentru mine. Ce faci, Virginia, acum? A, ți-aduci tu aminte de Virginia, da, acum, bună dimineața! Astăzi nu am chef de discuții. Nu am chef de tine, trebuie astăzi să nu am chef. Am venit așa mai moleșit, să zic. E rece, e pro, Gage, și eu sunt la fel. Și uite, se pare că ne înțelegem. Nu m-am odihnit. Idem. Virginia, se pare că ne înțelegem unul pe celălalt fără să vorbim. Vezi? Doar în priviri sau doar în telepatie. Unul pe celălalt, da. Cumva ai ajuns la hotel și te-a pus pe gânduri treaba asta, Virginia Teodora, și te-a dat peste cap, nu știu.
Sau cumva te-a dat peste cap, da, camera și dintre mine. Dacă fetele pot confirma, la camera roșie, când au plecat, pe Virginia am luat-o și am pupat-o. A, da, da, uite. Pe după ea mi-a spus, dar pe mine nu mă pup, pentru că... Pe Virginia îmi permiteam să o pup, dar pe Teodora nu, pentru că, situația cu Robi și așa nu, dai puțin nu m-am simțit că era eu. Un salut pe obraz, nu era... Nu știu, eu simt că nu, mai ar trebui... Ți-e frică de Robi, Gagea? Ai dat-o aiurea. Situație. Gagea, nu e eu simt că încă mai e loc, nu știu. Nu e loc că încă mai e loc. Robi, ieri te-ai declarat în continuare îndrăgostit de Teodora. Loc să fi zis păi și ce am zis, că vreau ceva cu ea? Nu, nu dar automat omul, dacă te empatizează cu tine, poate să țină cont de asta sau nu? Nu, frate, nu. Dar nu poți să spun, vai, am ținut că Robi... Nu, suntem apropiați deloc, cred că nu... Dar pur și simplu nu mi-a venit din respect pentru ea, nu știu, să nu pun pe ea într-o ipostază aiurea.